30 mai este data limită pentru depunerea cererilor de subvenție în sectorul zootehnic. Cererile se vor depune la sediul Agenției pentru Plăși și Intervenții în Agricultură, conform programărilor făcute în prealabil de reprezentanții instituției și transmise în teritoriu. Anul trecut s-au înregistrat peste 1700 de cereri pentru subvenție, venite în special din partea crescătorilor de ovine și caprine. Producătorii din zonele defavorizate beneficiază de ajutor specific în funcție de efectivul de animale la următoarele categorii, vaci de lapte, bivolițe de lapte, taurine din rase de carne și metișii acestora, ovine și caprine. Zece comune au fost declarate ca făcând parte din zona defavorizată a județului Vaslui. Printre acestea se regăsesc comunele Alexandru Vlahuță, Bogdana, Dragomirești și Puiești. În 2013, 100 de crescători de animale din aceste comune au beneficiat de ajutor suplimentar din partea statului. Reprezentanții Agenției pentru Plășii și Intervenții în Agricultură le recomandă să respecte Programările și să se informeze asupra documentației care trebuie depusă pentru a evita deplasările inutile.